Corinteni, capitolul 6. Voi citi un verset, versetul 12, care spune așa: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Amin. Ocupați locurile. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară frumoasă. Mi-am dat seama de ceva vreme că am multe cunoștințe, puțini prieteni, și vreau să vă spun că fratele Ruben face parte din acei puțini prieteni pe care i-am. Totdeauna vin bucuros aici la dumneavoastră, îi ziceam într-o zi, aici pot, simt că pot să predic liber, fără încorsetări. Mergi în anumite biserici în care ești încorsetat. Țin minte că a fost la o biserică ceva vreme în urmă. Eu sunt evanghelist, asta e darul meu. Și când m-ai pus într-un amvon, m-au băgat frații într-un amvon așa rotund, undeva ca într-un staul așa, și n-am mai putut face niciun pas nici în stânga, nici în dreapta. Și m-au blocat. Păstorul acelei biserici vine la urmă la mine și îmi zice: Marius, tu nu ești evanghelist, tu ești un bun învățător. Am zis, e bun. Dacă m-ai pus undeva așa, m-ai terminat. Vreau să vă spun că bate un fel de vânt al schimbării în mediul nostru, cum că predicatorul nu mai poate să vorbească despre adicțiile contemporane. Și vă spun și de ce. Dacă încerci să vorbești despre muzică, ca și păstor, ca și predicator, unii vor veni și îți vor spune: frate, nu ești muzician. Dacă încerci să vorbești despre adicții, o să vină la tine unii și o să-ți spună: frate, nu ești consilier. Dacă încerci să vorbești despre tehnologie, ca și predicator, o să vină la tine unii și o să spună: nu ești IT-ist. Și uite așa, păstorul încet și subversiv încearcă să-i se închidă gura, fiindcă nu e specialist. Așa încet nu mai contează chemarea, ci specializarea pe care o ai. Înțelegeți? Deși în această seară mi-a făcut curaj și vreau să abordez un subiect, și titlul predicii simplu: tehnologia între blestem și binecuvântare. Spunea la un moment dat un om al lui Dumnezeu pe nume Martin Lloyd-Jones că de când au apărut televizoarele în Europa, nu s-a mai produs o trezire spirituală la nivel național. N-a mai existat. Atunci când vorbești despre tehnologie, este ca și cum ai vorbi despre diavol în mintea unora. Dar trebuie să recunoaștem că tehnologia are și părțile ei bune. Așa cum un cuțit este folositor, tai pâine cu el, la fel un cuțit poate să fie folositor pentru unii, să ucidă un om. Unii vin și spun: frate, predici de pe tabletă. Da, predic de pe tabletă. Știți de ce predic de pe tabletă? Unul dintre motivele pentru care predic de pe tabletă este că doar unul dintre păstorii noștri, fratele Ionci, m-a văzut cu o grămadă de foi în Biblie și mi-a zis: Marius, trebuie neapărat să-ți iei tabletă. Atunci am zis: măi, hai că poate. Dar am fost într-o zi la o biserică destul de mare din Oradea și la un moment dat aveam Biblia tot așa doldora de foi și m-au pus frații așa pe un piedestal, pe un scaun, și mi-a deschis Biblia. Când mi-a deschis Biblia, fiind Biblia cu coperți moi, toate foile mi-au căzut pe jos în fața bisericii. Era și filmat, era un moment penibil. O trebuie să mă cobor și să mă aplec, să-mi strâng foaie cu foaie. Și am zis: îmi iau tabletă. Am fost într-o biserică în Austria și mi-a zis păstorul, dar aveau, deci vreau să vă spun că ce aveți voi aici e pistol cu apă pe lângă ce aveau ei acolo. Era un ecran, nu exagerez, jumate așa cât
Și mi-a zis, frate, zice, la noi tu nu predici de pe tabletă, că m-am văzut cu tableta, tu nu predici de pe tabletă. M-am uitat în spatele meu și am zis, frate, ce aveți dumneavoastră aici, e nimic pe lângă ce am eu aici. Dar nu i-am spus, am gândit-o doar. Dar, domnule, nu mai folosi text message, te rog frumos, trimite scrisori de acum. Nu mai folosi aplicația WhatsApp, pentru că ori te folosești de tehnologie, ori o arunci de tot. Ori te folosești de ea, ori nu te mai folosești de ea. Ori o arunci la coșul de gunoi. Țin minte, într-o biserică ultraconservatoare de la noi din județ, când le-au pus la frați prima dată microfonul cu boxe, frații, aici era microfonul și frații stăteau aici. Doar să nu vorbească la ce frate, ce asta, diavol pur, drag pur. Toți ne folosim de tehnologie. De ce, am stat și m-am gândit așa, de ce să înghițim cămila și să strecurăm țânțarul? Păi asta facem. De cele mai multe ori, frate, zice, folosești tabletă? Da, să nu mai folosesc scrisul, mi-e mai ușor aici să port tableta decât foile. Îmi face viața mai ușoară. Internetul trebuie privit cu realism. Simplu. O bună parte din școală are loc în spațiu virtual. Tranzacțiile financiare au loc în spațiu virtual. O bună parte din comunicare are loc în spațiul virtual. Nu ne facem grupuri pe WhatsApp, comunicăm, ne spunem păreri, ne trimitem shorturi, nu ne trimitem tot felul de predici. Are loc în spațiu virtual. Ce zici de asta? Ce zici de cealaltă? Soția când merge cu soțul într-un magazin, trimite soția poză cu rochia care o are. Ce zici de asta? E frumoasă, nu? E ok, dă, ok. Deci este, comunicăm. Deci trebuie să-l privim cu realism. Nu trebuie aruncat la gunoi tot. Nu ne mai putem imagina lumea fără această realitate. Această realitate care e paralelă cu cea fizică, dar unde are loc o bună bucată din viața noastră. Se spune că generația Z, ăștia sunt generația fast food. Generația asta născută în 2000, 2003, 2002, 2003, asta e generația fast food. Ăștia ori te duci cu ei, se uită după șaurmerii, după așa. Ăștia sunt nativii virtuali. Nativii virtuali se uită la calculator, pe taste și nu se uită ca și ceilalți, ca să apese cu degetele, știți? Că te mai duci câteodată la undeva la primărie, la un funcționar și vezi o doamnă mai în vârstă, aproape de pensionare. La un moment dat începe să tasteze așa. Păi te iau toate transpirațiile, acolo dezvoltă Dumnezeu răbdarea. Nativii virtuali sunt în felul următor. Se uită la ecran și nu se uită pe tastă. Știu unde-i tot, unde-i Z, unde-i tot, știu, scriu. E bine, generația Alfa, ăștia născuți din 2010, generația Alfa, au telefonul ca un organ în plus. Deci pentru ei telefonul este ca un organ în plus crescut așa. Acum câteva pericole care ne pândesc atunci când folosim, fără înțelepciune, tehnologia sau ce avem noi în buzunare. Spunea cineva la un moment dat că trebuie să fim mai inteligenți decât telefoanele noastre inteligente, decât smartphone-ul nostru. În primul rând, ne afectează comunicarea, relațiile sociale normale. Comunicarea este unul dintre darurile mărețe pe care Dumnezeu ni le-a dăruit nouă. Cum spunea Ioanid, dacă am grai și nu muget, este că așa ai vrut tu, Doamne. Dacă nu mă adresez lui Ruben cu mu, este o dovadă în plus, comunicarea este un dar fantastic pe care Dumnezeu ni l-a dăruit nouă. Vorbiți între voi, spunea Pavel, cu psalmi și cu cântări de laudă, adică într-un cuvânt socializați. Un studiu al Universității din Essex a dezvăluit că o simplă prezență a unui telefon mobil într-o discuție a avut un rol negativ asupra timpului de socializare față în față. Simplu, mergi la restaurant. Doar faptul că îți scoți telefonul și îl pui pe masă împiedică
comunicarea normală. Știți de ce? Pentru că tot timpul ești ispitit să te uiți la notificări. Atunci când ai o discuție mai serioasă și omul chiar are o discuție serioasă, în mintea lui pare că tu nu ești interesat. Pentru că în momentul în care tu discuți cu el și el îți spune ceva foarte important, soția sau copilul poate să fie, în momentul acela îți apare notificare. Știi care e ispita? În timp ce ea sau el vorbește, tu să faci așa. Da. Tu mă asculți? Te ascult. Simplu. Prezența lui simplă pe masă ne împiedică o comunicare normală. E atunci când întâlnești, cred că mai dat exemplul ăsta la voi, când întâlnești un tânăr, știți că ăștia care au generația asta, alfa, am și eu o fetiță din generația asta, rugați-vă pentru mine. Ca și când îl întâlnești și te întâlnești cu el, bucuros că-l vezi, 14 ani, la tineret, te întâlnești cu el pe stradă. Ce faci, mă? Cum e școala? Bine, frate Marius, cum ești? Bine, bine. Și nu aveți că scoate telefonul, dar el nu are nicio treabă, nu-l sună nimeni, dar tot timpul au așa ca o, cred că o boală psihică. Dă cu degetul pe touchscreen. Bagă iară, după scoate-i din nou, se uită, iară îl bagă, iară se uită, iară. La un moment dat, un tată de adolescent spunea că au venit niște prieteni la el acasă și vă dați seama unde sunt adolescenți. Acolo e gălăgie. Deci unde sunt adolescenți? E râs, e gălăgie, sunt glume, chiute, strigăte. Și la un moment dat, liniște de mormânt, dintr-o dată liniște de mormânt. Păi se duce să vadă oare ce s-a întâmplat cu ăștia. Deschide camera încet, toți erau cu telefoanele în mână, își trimiteau mesaje unii altora. Am fost în Londra de ceva vreme și ascultați-mă, 90 și ceva la sută din ei pe tren erau cu telefoanele. Nu mai știu cum arată un munte, o floare, o pasăre. Oamenii nu mai au, nu vor să mai meditez, se uită pe geam. De-abia așteptam să merg cu trenul, că eram copil, domnule, vedeam peisajele. Acum oamenii suntem băgați cu capul în ele până în... Scade capacitatea de socializare în afara spațiului virtual. Adică un om pe social media poate să fie vorbăreț. Fantastic de vorbăreț. Și în afara spațiului virtual să fie tăcut. Știți cum vorbește unul? Câf. Să uită bunica sa la el și își face cruce. Copilul nu mai știe vorbi bine. Ăsta vorbește și cum scrie. Știți? N-ai, ăștia nici nu știu să mai ceară o fată de soție, să mai habar nu au. Ne afectează atenția distributivă, trebuie ca din 10 în 10 minute să vă refocalizăm, pentru că e generația shorturilor, nu a pantalonilor scurți. Știți de ce am băgat shorturile? Simplu, vă spun de ce. Pentru că oamenii nu mai au capacitatea de a asculta o predică cap coadă. Se plictisesc. Ascultă 10 minute, mută pe altceva că e plictisit. Dom'le, lui trebuie să aștepte deznodământul 1-2. Pentru că generația asta trebuie refocalizată. De ce? Pentru că suntem obișnuiți cu flash-urile, cu lucrurile scurte. Nu mai avem răbdare să ascultăm o predică cap-coadă, nu mai avem răbdare să citim o carte, nu mai avem răbdare să citim Biblia. Ne trebuie tot timpul stimulente, domnule. Tot timpul ne trebuie stimulente, să facem ceva. Pe generația asta, din 10 în 10 minute, trebuie să ne facem că scăpăm ceva pe jos. Că ne aranjăm un pic aici. Pentru ca să vă refocalizăm și să spunem, suntem aici, ascultați-ne.
urmă, diminuează capacitatea de a recunoaște expresiile faciale. Cu cât stăm mai mult pe ecran, cu atât vom recunoaște, nu vom recunoaște indiciile sociale. Cu alte cuvinte, nu vom ști cum arată o față îngrijorată, fiindcă ne trimitem emitocoane. Nu mai știm cum arată o față reală, îngrijorată. Nu vă rezolvați niciodată conflictele prin text message. Discuțiile profunde le rezolvați față în față. Acolo vezi cât de grav este, cât de mult ți-ai supărat soția, cât de mult ți-ai supărat soțul, cât de mult ți-ai supărat mama. Acolo îi vezi supărarea, acolo îi vezi zâmbetul, acolo îi vezi îngrijorarea, acolo îi vezi grimazele de pe față. Există o comunicare non-verbală pe care oamenii care stau mult pe social media nu mai recunosc. Nu mai recunosc, pur și simplu nu știu cum arată. Există o comunicare non-verbală. Țin minte că am văzut o mamă, undeva era filmată într-o biserică, era la cor și pruncul ei cred că umbla prin adunare și i-a făcut pruncul lui ei așa. Adică e comunicare non-verbală. Eu te-am făcut, eu te... Pe urmă este lipsa empatiei. Empatie este capacitatea de a te pune în papucii altcuiva și de a încerca să înțelegi ceea ce simte. Filipeni 2:4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Această lipsă de empatie cauzată de social media face rău relațiilor. Cine vrea să fie prieten sau prietenă cu o persoană care este supra-îndrăgostit de telefonul ei sau al lui mobil și nu îi pasă de ceea ce tu simți? S-a dovedit că oamenii absorbiți de ecran au puțini prieteni. Pe urmă este pierderea timpului. Timpul este un fel de dar de la Dumnezeu. Noi folosim expresia, nu am timp, dar timpul nu este al nostru. Timpul nu este al tău. Vreau să vă spun, cine a creat timpul? Noi l-am făcut. Dumnezeu. Dumnezeu îți va cere socoteală și pentru timpul pe care ți l-a dat să-l chibzuiești. Și pentru timpul pe care ți l-a dat să-l chibzuiești. Ce faci cu el? Oamenii vor da socoteală și pentru timpul care le-a fost dat să-l administreze. Ce faci cu timpul? Biblia spune, răscumpărați vremea, adică cumpărați-o a doua oară. Dacă până acum în lume ți-ai permis să pierzi timpul, să faci ce vrei, că o zi timpul meu, că îi mai chem pe unul la biserică, zice, frate, nu vii, n-am timp. Păi cu-i timpul? Cum adică n-ai timp? Dacă până acum am pierdut vremea, de când ne-am întors la Dumnezeu, trebuie să răscumpărăm vremea. Și unul dintre factorii care ne fac să pierdem timpul este tocmai ceea ce am eu în mână astăzi. Câți dintre voi, vreau să vă spun că n-am televizor acasă. Insistă pruncii mei, tati zice, ne luăm și noi ceva de genul. Și am zis, bă copii, nu. Vă spun de ce. Mie mi-a plăcut foarte mult fotbalul. L-am și jucat. Dacă aș avea așa ceva, aș fi pe sport.ro în continuu aproape. În fiecare seară. Crezi că n-avem și noi luptele noastre? Ba da. Și-s fantastice de mari. Le avem. Le avem. De asta nu-mi iau, pentru că pur și simplu aș ști că aș fi robit în fiecare seară de fotbal. Vă mărturisesc ceva, nu mi-e rușine să o spun, adică nu mi-e greu să o spun, vă mărturisesc. S-a întâmplat să pierd timpul. Am zis așa, domnule, mă uit la o predică. Și acolo, printre predica aia, au apărut Messi Skills. Și am zis Messi Skills. Și de la Messi m-am dus la un rezumat și de la un rezumat la altul și mi-am dat seama că o oră s-a dus pe așa ceva. Înțelegeți?
Am stat și m-am gândit, dacă stăteam o oră în Cuvântul lui Dumnezeu, sau pur și simplu luam o carte și o citeam, deveneam mai bogat. Este o luptă pe viață și pe moarte. De ce nu vreți să o recunoaște? De ce nu vrem? Noi credem că numai tinerii. Nu e adevărat. Soția mea îmi spunea, zice, tati, dacă ai ști câte surori de la 45 de ani în sus, 50, încă sunt active la 1 noaptea, pe Facebook. Nu numai pentru tineri, să nu credeți, domnule, numai tinerii sunt. Oameni buni. Robesc lucrurile astea toate generațiile posibile. Au fost create cu un scop. Pe urmă este calomnierea și bullying-ul sau bullying-ul. Știți că platformele de socializare lor actuală sunt cel mai puternic instrument de bullying? De pe un cont fals poți să-ți faci praf prietena. Simplu, lasă-i un coment care să o facă praf, să-i spui că e urâtă. Că nu-i trebuie altceva unei fete, cum spunea cineva, poți să-i spui că e nepocăită, poți să-i spui că e neînțeleaptă, dar nu-i spune că e urâtă, că ai făcut-o praf. Poți să-ți faci praf prietena sau prietenul. De pe un cont fals să-i lași un mesaj toxic. Ne putem schimba percepția despre predicatori tot de pe internet. Acum a fost nebunia asta de la început de an. Nu mai aduc aminte. Cineva a avut pe un canal un titlu la o predică. Mihăiță Dănilă i-a permis lui Emi Fedor să predice în biserica lui. Dar am stat și m-am gândit, domnule, ce are Emi Fedor? E viciat, lepros, imoral? Cum adică Mihăiță Dănilă i-a permis și ne atrag și ne schimbăm ușor percepția despre un om, pur și simplu, oameni buni, privind un titlu sau un coment? Este o lume de multe ori paralelă cu realitatea, o lume a imaginii. Apropo de fetele care se afișează cu poze filtrate, Photoshop, vă spune ceva cuvântul ăsta? Apropo, am văzut o... Am fost la o doctoriță de la noi și am comunicat cu ea prin WhatsApp pentru că trebuia să-mi facă niște analize și îți apare poza acolo. Și la poza apare o fată foarte tânără. M-am uitat la poză și m-am întâlnit cu ea față în față. În poză parcă era fiica ei, nu era ea. Apropo de treaba asta, știți că se întâlnesc doi, își dau o întâlnire și ea pozează pe Photoshop, își pune tai din riduri, tai din nas, tai din urechi, tai din față, tai din tot, își modifică tot și își dă întâlnire cu prietenul ei. S-a învârtit asta o oră pe ea, că nu m-ai cunoscut. Ne modifică tot, absolut tot ne modifică. Creează o imagine falsă despre ceea ce suntem noi cu adevărat. Pe urmă provoacă dependență. Ești dispus la adicții. Controlează-l, nu te lăsa controlat. De fapt, 50% dintre adolescenți simt că sunt dependenți de dispozitivul lor. Spun da, suntem, simțim. Ești sclav telefonului tău sau telefonul pur și simplu îl stăpânești sau e sclavul tău. Citisem despre o familie din Illinois că le-au ars casa. Și la un moment dat au reușit să iasă, să se salveze.
era numai mama și fiica, au ieșit amândouă, au reușit să se salveze și și-a dat seama că mama și-a uitat telefonul în casă. S-a dus după telefon și n-a mai ieșit a doua oară. Ars de vie. Vreau să te întreb, oare chiar atât poți fi delegat de telefonul tău? Așa cum depindem de o mână, generația asta alfa a ajuns să depindă de telefon. Așa. Cum a spus, este un organ în plus. Nu mai putem fără el. Știți că v-am spus, când ne uităm telefoanele acasă, ne pipăim peste tot, prin mașină, peste tot, să vedem pe unde nis. Am ieșit odată, mergând spre lucru, mergând spre treaba mea, am ieșit și la un moment dat, după 2 km, m-am pipăit peste tot, când mai găseam telefonul, nu mai știam unde l-am pus. Am oprit, am dat jos, am tras scaunul, m-am uitat după el, nu era telefonul acolo, mi-am adus aminte că era acasă. Am pornit, am încălcat aproape orice regulă care putea fi încălcată, și găinile care mi-au ieșit în față. Am ieșit, am intrat pe strada mea, stradă cu gropi, nu m-a mai interesat. Am ajuns pantofar, mi-am găsit telefonul, am răsuflat. Dar am zis așa, când a fost ultima dată când am ieșit din casă uitând să mă rog? Când am reacționat așa când am ieșit din casă uitând să citesc Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu? Ați auzit de generația FOMO? Fear of missing out. Sau despre adicția aceasta, este ca o boală psihică. Înseamnă teama să ratez ceva. Sunt persoane care se trezesc la 1 noaptea uitându-se pe telefon că dacă au ratat ceva. Sunt persoane care se trezesc la 2 noaptea, la 3 noaptea, la 4 noaptea. Sunt elevi care deschid ghiozdanul și în timpul orelor se uită să vadă dacă n-au ratat ceva pe telefon. Este ca o boală psihică, nu mai pot. Este un fel de inerție a vieții în care te uiți fără să-ți dai seama, domnule, să vedem unde e asta. O postat că e în Grecia sau nu. Notificare, am pierdut notificarea asta. Pentru unii este ca și cum s-ar coborâ pământ, cerul pe ei. Această adicție este asociată cu anxietatea, provocând tulburare, neliniște și frică. Ea se manifestă printr-o formă de hiperconectivitate. Chiar și în timpul nopții încep oamenii aceștia, cum v-am spus, să-și caute telefonul. Pe urmă este hipersexualizarea, pornografia. Este adicția secolului 21. Unii sunt atât de înglobați în pornografie încât nu se mai pot închina. Pentru că, oameni buni, dacă în trecut trebuia să parcurgi kilometri, metri, sute de metri, să-ți iei o revistă în care să poți păcătui, acum păcatul este la un clic distanță. Ți-l oferă ei. Este atât de jmecher diavol, atât de subversiv diavolul, încât nu trebuie să stai mult, că îți apar, nu trebuie să stai mult, îți trimite după aia. Poze indecente. Am stat și m-am gândit așa, văzându-le pe unele fete, chiar și din bisericile noastre. Am zis, de ce nu pot să-și facă poze? Simplu. De ce și le fac de aici? Am pus întrebarea asta. Înțelegeți? Muzica laică. Spunea Platon că muzica este o formă de educare. Dacă vrei să faci un popor tâmpit, dă-i o muzică tâmpită. Dacă vrei să manelizezi un popor, dă-i manele. Dacă vrei să faci un popor R&B, dă-i muzica aia. Dacă vrei să faci un popor ascultând coreancele de la Blackpink, dă-le aia. Știți că internetul a devenit la ora actuală un factor puternic de demonizare?
Pentru unii creștini, ascultați-mă, nu e nicio problemă dacă ascultă vedetele laice, cum ar fi Taylor Swift, care e în vogă la ora actuală, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé și alții, care au mărturisit că și-au vândut sufletul diavolului. Katy Perry spunea că a vrut să fie ca și Amy Grant a muzicii creștine și nu i-a ieșit. Și pentru că nu i-a ieșit, și-a vândut sufletul diavolului. Și interesant, pentru unii creștini n-au nicio problemă să o asculte pe Katy Perry, care undeva la un concert și cei din lume care n-au nicio treabă cu Dumnezeu au spus în felul următor: ceea ce a prezentat femeia asta pe scenă a fost clar o ședință pură, curată de vrăjitorie. Beyoncé spunea la un moment dat că în momentul în care urcă pe scenă vine un alt ego sau o altă personalitate și o stăpânește. Pur și simplu intră în ea. Și acelei duble personalități îi spune Sasha Fierce și o zis că în momentul în care urcă pe scenă intră pur și simplu, simte cum intră Sasha Fierce în ea și începe să se manifeste. O zis ea, la un moment dat, uitându-se într-o reluare la un concert de-a ei, o zis: eu, într-un mod natural, n-aș putea face ce fac acolo. Știți ce e interesant? Unii creștini n-au nici o problemă să asculte pe Beyoncé sau Lady Gaga sau alții. Până și vedetele noastre amărâte au semne oculte în videoclipurile lor. Am avut odată la noi la Bistrița o mișcare, Youth Events. Făceam întâlniri cu tinerii în aer liber, veneau foarte mulți tineri și eu, ca să-mi fac un cont, trebuie să fac un cont pe Insta ca să urmăresc pozele. Și mi-am făcut cont pe Insta și când mi-am trăit contul de pe Insta, mi-au apărut acolo o grămadă de poze și așa. În secunda 2 l-am șters, că am zis că trebuie să mă mărturisire după aia. Modelele greșite. Din păcate, trăim într-o generație foarte grea. Mi-a spus un prieten de-a meu, păstor, acum e bătrân, aproape de pensie. Mi-a zis: Marius, nouă ne-a fost greu, dar vouă o să vă fie de 10 ori mai greu. De 10 ori mai greu ca nouă. Nu vedeți că împing ușa bisericii toate botoxatele, toate modificatele? De unde? Am stat și m-am gândit, de unde? Cine? Am zis că dacă când moare Bianca Drăgușanu îi trebuie 200 de ani ca să fie biodegradabilă. Cu durere o spun. Și unii se... Știți ce dezvoltă asta? Trăirea prin comparație. Nevastă mea nu-i ca... Fetelor dragi, sunteți puțini aici, nu vă luați exemple. La un moment dat devii atât de îndrăgostit de tine, încât oglinda îți va spune tot timpul că ești, că mai trebuie ceva. Am văzut-o pe Donatella asta, Versace. Dezastru. Dezastru. De fiecare dată când se uita în oglindă, oglinda o mințea. Știți cum arată? Ca muma pădurii. De la te operați. Dar începe cu un pic, cu atâta. Zice: domnule, un pic nas. Că ce nu-mi place. Un pic ochii. Un pic. Cum să fie eliberat? Și mă apropiu de încheiere. Știți că dependența asta poate fi învinsă? Recunoaște-o.
V-am mai spus aici că cei mai buni actori nu sunt la Hollywood, sunt printre noi. Recunoaște-o. Poți fi dependent la 80 de ani. Poți fi dependent la 16 ani. Poți fi dependent la 35 de ani. Câți copii au murit în România asta pentru că mamele erau pe Facebook? Nu de mult citisem o știre că au picat doi copii de la etajul 7 sau 9 pentru că maica era pe Facebook. Odată cu căderea vine și rușinea. Nu ne mai putem privi în ochi. Ne salutăm așa. Pace, frate. Trebuie să eliminăm factorul declanșator. Detoxifică, sfințește-ți mintea, disciplinează-te spiritual. Fă-ți un program de rugăciune și citirea Scripturii. Te rog să mă afișez 1 Corinteni 10 cu 13. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătiți și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți. Nu există frate, zice, nu pot. Nu pot, sunt om. Asta am auzit-o de o grămadă de ori. Fraților, suntem oameni și îi cu neputință. Bă, frate, da, îi cu putință să nu băgătești o săptămână. Îi cu putință să biruiești ispita, pentru că de asta a venit Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit să facă din oameni, din robi ai păcatului și adicției, oameni liberi. Asta a fost unul dintre scopurile mărețe pentru care și-a întins brațul pe crucea din dealul Golgotei. Asta a fost. Și a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-a mai părăsit? Și a vărsat ultima picătură de sânge pentru ca eu și dumneavoastră să fim eliberați de orice fel de adicție. Fă-ți un program de rugăciune simplu. N-ai un program de rugăciune? Pentru că asta e unul dintre motivele pentru care suntem biruiți atât de mult în inimile noastre. N-avem un program de rugăciune. Noi ca și români suntem haotici. Pentru că nu avem disciplina rugăciunii, adică știi ce înseamnă să ai disciplina rugăciunii? Dă-i lui Dumnezeu 5 minute pe zi. Nu începi cu o oră. Că noi ca și predicatori am pus o grămadă de poveri pe voi și am zis așa, fraților, rugăciunea adevărată este de la o oră în sus. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Când s-a dus Iisus la Petru și a zis, Simone, o oră, n-ai putut să veghezi, dar știți de ce a zis Hristos lui Simon așa? Pentru că Simon, cu ceva vreme în urmă, i-a zis lui Hristos, cu tine până la moarte. Și a zis Hristos, Simone, tu ai zis că tu îți vei da viața pentru mine și tu n-ai fost în stare să veghezi o oră lângă mine? Că suntem oamenii marilor afirmații. Și predicatorii sunt oamenii marilor afirmații, și cântăreții sunt oamenii marilor afirmații, și dumneavoastră și eu suntem oamenii marilor afirmații. Dar eu zis, Hristos, Simone, n-ai putut. Noi ca și predicatori am zis, băi frate, dacă tu nu te rogi o oră, tu nu ești sfânt, domnule. Și la un moment dat, ascultați-mă, am pus poveri și frații nu s-au rugat o oră, dar ascultați-mă, 5 minute, dă-i lui Dumnezeu 5 minute prima săptămână, 5 minute. Doamne, stau 5 minute cu tine. La ora cu tare, 5 minute stau în prezența ta. După o săptămână, stai 10 minute. După 3 săptămâni, 15 minute. După o lună, stai 20 de minute. După 2 luni, stau 40 de minute. Și uite așa, ajung să te rogi o oră, să stai în prezența lui Dumnezeu o oră. Fă stin să citești Biblia. Biblia purifică mintea asta noastră. Biblia scoate din mintea noastră toate nebuniile, toate imaginile murdare. Biblia este un vindecător pentru viața noastră. Ne ocupă mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Ocupă-ți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu încă de dimineață. Meditează asupra cuvântului lui Dumnezeu, adică gândește-te la el. Era un băiat, am vrut să-i dau numele,
A intrat pe internetul ascuns sau dark web sau internetul dark internet sau ocult, cum îi zic. Noi ce avem aici este doar vârful icebergului. Mai în jos, de pe internetul ocult, acolo se fac tranzacții cu arme, cu droguri, poți să vezi toate nebunile, poți să vezi toate urgiile pe care există în lumea asta, numai să plătești și le vezi în direct. A contactat de acolo un demon, un duc de homosexualitate. A devenit schizofrenic și homosexual. Un băiat de la noi din județ se ocupă cu astfel de cazuri. Îi ia de prin diaspora toți drogații din familiile de bocăiți și nu numai. Și duce cu el, îi pune să muncească, îi scoate din mediul ăla. Și o zis lui Rare citește Biblia. Atât era de îndrăcit încât nu putea să citească Scriptura, nu putea. Cu multă disciplină și perseverență a reușit să înceapă să citească Scriptura și să o citească și să o citească și să o termine de citit și să o recitească și să o recitească și la un moment dat Dumnezeu prin Scriptură l-a vindecat. Am fost anul trecut într-o biserică undeva în țară și vine un băiat subțirel la mine, dă mâna cu mine, l-a recunoscut și am zis, ce faci? A terminat facultate și anul trecut s-a și căsătorit. Pentru că Dumnezeu are puterea de a elibera de orice adicție, oameni buni. Telefonul poate fi învins. Adică, fii mai smart decât smartphone-ul tău. Înțelegeți? Nu trebuie să ne lăsăm controlați, ci să le controlăm. Vreți să ne rugăm în sensul ăsta? Vreți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune cum să putem controla lucrurile acestea care aduc atât de multă pagubă Bisericii lui Hristos. Fantastic de mult. Care ne golesc sufletele noastre de prezența lui Dumnezeu. Am vrut să zic, faceți o încercare, nu o faceți, că am făcut-o eu când am fost tânăr. Citește Scriptura. Memorează un verset din Biblie. Și pe urmă, uite-te la un film. Și încearcă să-ți aduci aminte. Și nu vei putea. În ziua aceea, memorează un verset din Scriptură și pe urmă, uite-te la un film. Un documentar. Nu la nebunii. Și pe urmă, încearcă să-ți aduci aminte ce ai memorat și nu vei putea. Au părțile bune. Ascultăm predici. Dar câți dintre noi ascultăm predici pe ele? Câți dintre noi nu ne lăsăm distrași de momiala diavolului? Pentru că are aceeași momială ca la început. Divertisment care vine de la distragere și pe urmă distrugere. E același fruct oprit, aceeași curiozitate, să văd, domnule. Și unii au căzut în tot felul de adicții, murdare adicții. Vin în biserică și nu mai pot să cânte. Vin în biserică și nu mai pot să se roage. Vin în biserică și nu mai pot asculta o predică. Pentru că le-a distrus atenția distributivă. După 10 minute le zboară gândul cine știe unde. Vreau să vă spun ceva. În momentul în care le vom birui, va fi începutul unei treziri spirituale fantastice în Biserica lui Hristos. Să nu credeți că eu nu duc luptele mele. Ba le aduc. Ba le duc. Parte din ele v-am mărturisit.
Dar Biserica lui Hristos trebuie să știe că prin jertfa lui Hristos, prin jertfa lui, Dumnezeu ne-a ridicat deasupra adicțiilor și a păcatului. Nu există ispită în care Dumnezeu să nu ne ofere ușa de a ieși din ea. Să o putem răbda. Nu există. Nu ne putem ajuta singuri. Pentru că s-ar putea ca de multe ori să fi spus, nu mă mai uit. Și te-ai uitat din nou. Nu mai fac și ai făcut din nou. Nu mai butonezi și ai făcut tot din nou. Oameni buni, există o forță. Noi nu putem prin puterile noastre, dar există o putere care ne poate ridica și aceea este puterea Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu își coboară prezența Lui peste viața noastră și a mea printr-o pocăință reală și sinceră. Dacă ne-am fi putut elibera noi de toate mizerile din lumea asta, de toate legăturile, dacă ar fi fost altă care, n-ar mai fi venit Hristos. Nu ne-ar mai oferi, nu ne-ar mai fi oferit harul și ajutorul Duhului Sfânt. Dar pentru că nu putem, a trimis peste noi prezența Lui, Duhului cel Sfânt. Poate ochii unora de aici vă sunt pătați. Poate petrecem mai mult timp cu ele decât cu Scriptura. Că dacă am petrece în Scriptură și în rugăciune, atâta timp cât petrecem cu ele, de mult în România ar fi fost trezire spirituală. De mult. N-ar trebui păstorul să ne împingă de la spate tot timpul, fraților. Trebuie să-i motivăm la rugăciune. Cum mi-a zis un frate într-o biserică, frate, dă-le foc. Foc să le dau. Dacă peste ei este apa păcatului, ce foc să le dau? N-am cum. Și așa, încet, încet, biserica începe să recurgă la tot felul de surogate. Atmosferă, becuri, banduri, trupe, la tot felul de surogate, ca să menținem atmosfera în biserică. Dar peste noi, de mult s-a pus plapuma adormirii. Suntem vioi că suntem și pe urmă mergem ale noastre. De aceea, oameni buni, orice adicție poate fi biruită în numele lui Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm. Să mergem înaintea lui Dumnezeu, să nu ne grăbim să ne rugăm. Să mergem înaintea lui Dumnezeu. Și dacă va trebui să păstrăm momente de tăcere, să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, suntem atât de slabi. Nu știu dacă, iertați-mă îndrăzneala, înainte să mergem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, vreau să medităm la o cântare și dacă pot tinerii să cânte cântarea Muzica încetat. Totul e nemișcat, dar eu vin spre tine. Știți cântarea? O știți? Nu știți? O cânt eu. Mă poți afișa? O știți? Muzica încetat, totu-i nemișcat, dar eu vin spre tine. Doamne, m-a durut tot făcut, voia să-ți ascult. Mai mult de un cântec ți-aduc, căci doar cântecul nu-i ceea ce tu ai fi vrut.
Tu cauți mult mai adânc decât se poate vedea. Te uiți în inima mea. Mă întorc la inima închinării. Vreau să văd fața ta, doar fața ta, Iisus. Îmi pare rău de a mea greșeală, căci nu te-am căutat și nu m-am închinat destul. Mă întorc la inima închinării, vreau să văd fața ta, doar fața ta, Iisus. Îmi pare rău de a mea greșeală, căci nu te-am căutat și nu m-am închinat destul. Oamenii nu pot înțelege tot ce tu ai jertfit. Tot ce am primit, tu ne-ai dăruit, Doamne, prin Iisus. Mă întorc la vreau să văd fața ta, doar fața ta, Iisus. Îmi pare rău de a mea greșeală, când te-am căutat și nu m-am închinat destul. Mergem înaintea lui Dumnezeu, rugându-L să ne ierte. Îmi pare rău, Doamne, pentru timpul pierdut. Îmi pare rău, Doamne, că n-am căutat fața Ta. Îmi pare rău, Doamne, pentru momentele în care am putut citi Scriptura, să mă hrănesc cu cuvântul Tău și mai mult, să mă închin prin citirea Scripturii și n-am făcut-o. Îmi pare rău, Doamne, ori de câte ori m-a lăsat copleșit de anumite lucruri de pe mass media. Îmi pare rău, Doamne, ori de câte ori am plecat urechea la toate fake news-urile. Te rog în numele lui Iisus Hristos, Doamne Dumnezeule, iartă biserica Ta, iartă-ne pe fiecare dintre noi, Doamne Dumnezeul vieții. Și întinde-ți mâinile Tale peste noi, întinde-ți mâinile Tale peste viața noastră, Doamne Dumnezeule, implorăm din nou prezența și puterea Duhului peste noi. Implorând din nou prezența Ta peste noi, Doamne Dumnezeule, Doamne, recunoscând că astăzi, Doamne, fără Tine suntem atât de goi, fără Tine, Doamne, suntem atât de slabi, fără Tine n-avem puterea să ne ridicăm, de aceea ridică-ne numele lui Iisus Hristos, mai curățește-ne, Doamne, prin sângele Lui, mai dă-ne viață prin Duhul Tău, Doamne, Dumnezeul vieții, ridică orice bărbat, orice tânăr, orice femeie în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, Doamne Dumnezeule, plecând de aici, Doamne, să plecăm de aici cu motivații noi, Doamne, cu gânduri, Doamne, de a ne apropia mai mult și mai mult de Tine, cunoscându-Te pe Tine mai mult, Doamne, și Tu să fii totului tot, Doamne Dumnezeule, totului tot al vieții noastre, Doamne Dumnezeul vieții, în numele lui Iisus Hristos, întinde-ți brațul și mâna Ta, Doamne, peste noi, Doamne, ca și oamenii ai Tăi, Doamne, peste biserica Ta ca și oamenii ai Tăi, peste noi ca și slujitori, Te rog în numele Domnului Iisus, păzește ne de cădere, Doamne, păzește-ne de orice adicție, Doamne, dă-ne biruință împotriva păcatului, să putem fi exemple și să rămânem în picioare, Doamne, într-o generație în care atât de mult se pleacă. Te rog în numele Domnului Iisus, binecuvântează-ți biserica de aici cu prezența Ta din belșug, Doamne, binecuvântează biserica de aici cu îndurarea Ta, Dumnezeul vieții, și lasă îndurarea Ta peste viețile noastre.
Îți mulțumim că Tu ești Domnul nostru și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin.